în urma evaluărilor cererilor depuse pentru ajutorul financiar din cadrul programului Bani de Liceu, Ministerul Educației Naționale a publicat listele de beneficiari a acestui program național. Astfel, 1371 de elevi giurgiuveni cu o situație materială precară vor primi lunar pe întreaga perioadă a cursurilor școlare suma de 180 de lei. De asemenea, suma alocată va fi acordată inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă, precum și pe perioada practicii în producție. Condițiile prevăzute de lege în ceea ce privește acest ajutor financiar sunt ca solicitantul să aibă un venit mai mic sau egal cu 150 de lei pe membru de familie. Din numărul de solicitări de 1373 depuse de elevii giurgiuveni, au fost eligibile 1371, în momentul de față fiind depuse două contestații. În acest an școlar au fost depuse 1373 de dosare pentru ca elevii să obțină bursa Bani de Liceu. 1371 dintre aceștia vor beneficia de acest sprijin financiar. De asemenea, s-au înregistrat două contestații. Față de anul trecut, este un număr mai mic de dosare depuse. Anul trecut, 1499 de elevi au obținut bursa Bani de Liceu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, numărul solicitărilor este mai mic față de anul trecut, când au fost înregistrate un număr de 1499 de cereri. Elevii interesați au putut depune cereri conform calendarului programului național în perioada 15 septembrie-1 octombrie.